Salutare toată lumea și bine m-am regăsit la primul episod din Call of Duty Black Ops 2. Da, hai să începem să jucăm un team deathmatch așa frumos. Da, bă, fraților, deci pentru cei care nu știu, eu joc și Call of Duty Black Ops. Hai să vădăm Yemen. Da, deci avem rang 55 pe barosanial, așa, dar nu contează asta. Ok, a ieșit. Da, bă, fraților, deci... Hai mă, mai un player. Am revenit cu YouTube-ul din câte vedeți, deoarece știți că n-am mai postat de o săptămână și ceva. Bine, am făcut un live aseară, dar așa de o săptămână n-am mai postat episod normal, dar revin cu YouTube-ul în forță. N-am avut timp, dar mâine e weekend, pot să filmez cât vreau eu. Awaiting game state. O să ne luăm clasa noastră preferată, asta să vă și arăt acum. De fapt, nu știu ce clasă să-mi iau, adică stați așa un pic să se încarce joculețul. După aia vedem ce clasă ne luăm. Ia eu o să-mi iau... Asta. Team Deathmatch. Team Deathmatch. Ok. Ok, stai să-ți un pic să dau mai... mai... tare sonoră. Așa e bine. Sau de fapt nu chiar așa de tare, se aude prea tare. Așa e bine. Da, avem și skin pe armă, dar asta nu prea contează momentan. Da, hai să vedem. Câte kill-uri putem face și noi. Team Deathmatch, sper să câștigăm. Chiar n-am mai jucat de vreo 2 luni jocul ăsta. Dar am zis să fac și serie, pentru că mă joc foarte mult. Am undeva pe la 800 de ore, cred că, jucate. Pe Steam în el, deci chiar îmi place foarte mult jocul ăsta. Hai să dăm o grenadă acolo. Am mai făcut așa, am dat o grenadă random și l-am omorât pe unul. Da, nu l-am omorât pe nimeni. De data asta... Mi se pare că va pe cineva. Nope. N-are ce să caute acolo, mai pe scurt. Da. Ok. În aparență și o să spawneze aici pentru că... Uite-l. Good job. Normal se spawnează lângă coechipier, știi? Adică și eu când mor acum mă spawnez lângă un coechipier de-a meu. Ca să fie gen așa, dacă te spawnezi lângă un inamic, te omoară imediat, știi? Și de-aia. Normal te spawnezi lângă un coechipier. Aia e și faza, dar trebuie să căutăm acum cât mai mulți inamici și dacă găsim un inamic, o să găsim și mai mulți inamici. Bine, depinde să nu moară inamicul ăla, că dacă eu l-am omor, o să fie un pic mai greu, știți? Da, da. Hai să vedem. O să pe nimeni mă enervează mapa asta, e foarte mică, dar nu găsești pe nimeni. Nu găsești pe nimeni să mor, frate. Căutăm. De ce nu găsești pe nimeni? Pare nu găsești pe nimeni, frate. Bă, aud că vorbesc cu oameni, dar nu au pe nimeni aici, adică nu văd pe nimeni. Glumești cu mine? Ok, de ce nu găsesc pe nimeni aici? De ce? Zici mie de ce? Ce-am făcut? Ce-am greșit? M-a zis pe cineva. Ah, e un inamic aici, l-am auzit. Adică, da, s-a luptat cu oameni. Uite, a murit altul de-a meu. Bă, stai că ne dau ăștia comeback acum. Ah, am empty. Și cu flashbang-ul nu pot să dau. Ia. Stai așa un pic, boss. Bă, eu mă enervează că nu găsesc niciun... Am un kill, dar nu găsesc pe nimeni. Deci pe nimeni nu găsesc, bă. Dacă-și găsi și eu pe cineva. Hai, caut pe cineva. O murit, aici ai. Bravo. Mai e unul. Oh, fuck. Hai că începe acțiunea. Unde-i, unde-i? Nice assist. V-am luat 2 asisturi, mă. Nu! Ce-am făcut? Fuck! Să vedem, filmăm. Da, filmăm. Să fiu sigur că filmăm, așa. Bă, dar vorbiți și voi, frate, englezește, nu colobostina sau ce zice asta. Good job. U, ce limbi vorbește, mă, eu vorbesc în pui mei. What the fuck? Foarte ciudat, foarte, foarte ciudat. Am auzit pe cineva aici. Bravo. O să mă apuc și de episoade din jocul meu preferat, care e GTA San Andreas, GTA Sam. Mor. Nu mă la pe spate, mai vine unul pe spate. Mai am o bloa... Bă... Cum a aruncat-o ea? Deci am venit fix pe partea unde era bomba, nu trebuia să vin pe cealaltă parte, mă. M-am curcat. Dar am venit fix pe partea unde era bomba, știți? Deci, da. Bă, știți ce-mi place? Eu am...
100 de jocuri pe Steam, dar nu știu ce să filmez, adică nu găsesc ce să filmez. Știți la ce mă refer? Adică, na, bine, majoritatea de jocuri gen GTA Vice City și chestii. Dacă vreți să vedeți o serie de GTA Vice City, pentru că nu toți l-au câștigat, nu toți au stat. Adică, generația din ziua de azi, cum sunt eu, de exemplu, am 13 ani, nu... N-au prins jocurile copilăriei. Bine, puțini le-au prins, adică eu am jucat GTA Vice City, eu când eram mic, am jucat GTA Vice City, că aveam un laptop de 1 giga de RAM și, na, nu mai știu ce aveam, sau 512 mega RAM, habar n-am cât aveam, dar era foarte, foarte slab și jucam GTA Vice City, n-am ce să joc așa și pe vremea aia. Plus că nu existau așa de multe jocuri cum e acum Call of Duty, deci nu exista Call of Duty pe vremea când eu mă jucam GTA Vice City, deci, da, atunci era foarte fain să joci un joc de genul și story mode, chiar dacă nu era multiplayer. Primul meu joc multiplayer a fost GTA San Andreas, prin 2009, cred, sau 2010, habar n-am. Dar, bine, eu am început cu single player-ul de la GTA San Andreas, știți? Bă, ce dracu fac, bă! Bă, dar ce prost sunt, mă! Bă, dacă ți-o dat asta așa de prost, mă! Cum dracu am dat fail-ul ăla acolo, bă? Ați căreau pe la spate, mergem pe aici. Uite, bă, că n-am mai dat fail de data asta. Doamne ajută, n-am mai dat fail. Ce-i cu Raidu? Că m-au zis ceva de Raid, dar nu știu ce vorbi de Raid. N-am auzit, au zis ceva de Raid, dar n-am auzit ce. Ce bă, nu știu ce la ce se referă tipul ăsta. Aaa, am înțeles, am înțeles. Da. Hai să ne avem rank 55, facem și noi rank 1 din nou, pentru că știți, se resetează rankul și îți dă o divizie mai avansată. Adică o să, nu știu cum se numește divizia aia exact, dar vedem noi după aia, nu-i bai. Nu ne, unde, de unde o tras de acolo? A, de la geam o tras. Da. Oh, 68. Hai că-i batem pe ăștia. Ah, salut. I like this, I like one kill, mă. Salut. Dăm acum comeback la kill-uri. Opa. Îl are 20 de kill-uri. Tu glumești cu mine, mă. Cum dracu a făcut la 20 de kill-uri? A avut bulan și-a prins kill-uri că... Mai un aici. Nice, good job. Bă, fraților, încheiem și noi episodul aici pentru că o să fac un deathmatch, un team deathmatch pe video. Fac și Capture the Flag și toate alea și FFA dacă vreți. Dar acesta este primul episod din Call of Duty. Sper că vă place această serie. Nu ezitați să lăsați comentarii, să dați pe butonul de subscribe. Ciao, bă.